urmă cu niște ani despre acidul hialuronic se vorbea în șoaptă, pe la colțuri. În România nu eram încă pregătiți să acceptăm nici măcar intervențiile estetice minim invazive, așa că oricine recurgea la așa ceva devenea subiect de bârfă. În ziua de azi, numai dacă nu vreți să anunțați în gura mare că vă duceți să vă măriți sau să vă corectați asimetria buzelor. Numai că, odată cu faptul că operațiile estetice au devenit aproape banale, au apărut și oameni mai puțin pregătiți care și-au deschis cabinete medicale și au început să prelucreze fețele pacientelor cu efecte nedorite. Hialuronic se folosește deja de mai bine de 20 de ani în tot felul de intervenții, iar în tot acest timp s-au făcut tot felul de descoperiri și schimbări în urma cărora efectul pare cât mai natural. Cu toate acestea, greșelile apărute la injectare încă există. Dacă dorim să injectăm acid hialuronic, fie pentru hidratarea, fie pentru conturarea, fie pentru mărirea de volum a buzelor, trebuie să alegem cu mare atenție medicul care face aceeași procedură. Foarte multe doamne și domnișoare apelează la tratamente care par asemănătoare injectării cu acid hialuronic, dar care sunt complet diferite. Din păcate, nu numai acidul hialuronic poate fi injectat în buze. Oricare din aceste alte substanțe este capabil să interacționeze odată ce injectăm acidul hialuronic și să ne trezim cu reacții adverse. Femeile care au avut injectată anterior o anumită substanță trebuie neapărat să înceapă următorul tratament cu o ecografie. Pentru a putea injecta acidul hialuronic în condiții de maximă siguranță, trebuie să vedem înainte de această manevră exact unde se poziționează. Este esențial ca medicul să știe toate detaliile. Uite, vezi? Asta e buza și e curat. Nu mai sunt lacuri vasculare, deci jos s-a resorbit complet. Toate aceste substanțe există pe piață sub numeroase denumiri. Chiar dacă prețul lor este mult mai scăzut, rezultatele vă pot afecta serios. Acestea se pot lăsa cu înroșirea zonei respective, edemațiere, adică creșterea în volum a buzelor, pomeților și așa mai departe, care arată, așa să vă exprim mai plastic, ca o reacție de corp strâng. Aspectul reversibil al acestor intervenții constituie un mare avantaj. Tratamentul este minunat, eu îl iubesc din suflet, asigură poziție corectă dacă este făcut la un an, doi, asigură o hidratare fără egal față de strugurel, față de creme, față de orice altceva. Dar din păcate, mai binele devine, din păcate, dușmanul binelui și de la sublim la ridicol nu e decât un pas. Desigur, stimate doamne, în cazul în care sunteți însărcinate sau alăptați, este mai bine să evitați injecțiile cu acid hialuronic. Însă, dacă vă doriți să faceți schimbări în aspectul dumneavoastră, cel mai indicat este să consultați un medic dermatolog.